Astăzi, polițiștii comunitari au fost dotați cu calculatoare portabile, micuțe, care le pot lua după ei pentru a se conecta la baza de date a primăriei pentru a verifica care sunt plătitorii de abonament și de etichete de parcare și care sunt răuplatnicii și mai ales în cazul amenzilor. În acest fel dorim să verificăm ca cei care nu respectă legislația în domeniu în ceea ce privește parcările, adică parchează pe locuri marcate din zona centrală fără a plăti taxa de parcare, ocupând în acest fel locurile de parcare ale celor care au abonamente și nu-și mai găsesc locuri unde să parcheze în zona centrală. Considerăm că această dotare suplimentară în cadrul Poliției Comunitare va face mult mai eficientă și rapidă atât scrierea proceselor verbale prin intermediul imprimantelor electronice, care le au asupra lor, dar și o corelare a bazei de date cu ceea ce se întâmplă în regimul amenzilor pentru parcările neregulamentare. Pentru început vom face o campanie de informare, cum că avem această posibilitate de a urmări în timp pe cei care parchează ilegal. Ulterior vom trece chiar și la ridicarea mașinilor a celor care nu înțeleg că totuși a parca în zona centrală, nu numai în Cluj, ci oriunde în lume, costă bani. Deci e foarte util, este un program modern care transferă datele din teren ale colegilor noștri în server, în bază de date centrală. Noi aplicăm înștiințarea, deci nu e atât de lucru cu maculatură, practic. E foarte operativ, în 3 minute putem scrie înștiințarea. În medie aplicăm un număr de 300 de înștiințări pe zi, sancțiuni, pe diferite contravenții. Cine nu mai spune mă?